aș sfătui pe toți cei care au posibilitatea să facă efortul să și-l achiziționeze cât mai repede. Este indispensabil. Consider că este cel mai indicat obiect care să purifice apa, aerul și alimentele pe care le folosim. Deci este de neînlocuit. Bună seara și bine ne-am regăsit la Puterile Secrete. Bună seara, Clarisa, bună seara, Cristian. Mă bucur că sunteți aici la prezenți la emisiune. Cu mare drag. În fiecare sâmbătă, sâmbăta preferată de către prietenii noștri, a devenit așa o tradiție și mulți dintre ei scriu că abia așteaptă să vină sfârșitul săptămânii să se întâlnească cu voi. Mulțumim frumos, le mulțumim, suntem foarte recunoscători și din asta, sincer, vă spun că asta ne face pe noi să mergem mai departe. Adică nu că am avea nevoie sau că ar fi nevoie, dar trebuie să recunoaștem, este un indicator că, zic eu, informațiile pe care le-am acumulat de-a lungul anilor, ori prin intermediul studiului, ori prin intermediul intuiției, ori prin intermediul revelației, pentru că aceste trei canale sunt cele care îi dau omului informație. Sau analizelor. Sau analizelor. Toate aceste informații pot să îi ajute pe oameni pentru a trece mai simplu, mai frumos prin viață, pentru că despre asta e vorba. La urma urmei, cea mai veche întrebare din lume, probabil, și căreia nu i s-a dat și deocamdată nu i se va da răspuns, este ce căutăm noi aici, ce facem noi aici, care este sensul vieții. Fiecare dintre noi, mai devreme sau mai târziu, din punctul meu de vedere, va descoperi sensul vieții sale. Noi ca specie avem un sens și aceea este de evoluție. Nu neapărat evoluție tehnologică, nu evoluție, ci evoluție sufletească. Evoluție către o cunoaștere a sufletului și a legilor morale, legilor universului din punct de vedere al virtuților, ca să zic așa. Așadar, le mulțumim celor care ne urmăresc, celor care ne apreciază și care, în special, celor care pun în practică informațiile primite, pentru că întotdeauna unde-s mulți, puterea crește. Și nu e vorba de puterea aceea de a dărâma un sistem, ci puterea de a schimba lumea. Da, într-adevăr, lumea se schimbă, lumea se trezește, nu neapărat pentru că facem noi probabil această emisiune. Nu. Însă, dacă aceste picături, și consider că emisiunea noastră este o picătură, mai multe picături formează un lac, nu? Cu cât mai multe picături, lacul acela se va mări, se va transforma în mare, se va transforma în ocean. Pe la urma urmei, e o frază celebră într-un film, ce este un ocean dacă nu o multitudine de picături? Noi asta suntem în această lume, o multitudine de picături, de suflete, însă cu cât mai mulți conștientizăm că suntem scântei divine, cu atât lumea se va schimba și probabil se va schimba în bine. Da, asta sperăm. Și până la urmă, într-un mers firesc al lucrurilor, niciodată lucrurile nu stagnează. După o perioadă de rău, automat trebuie să vină și o perioadă de bine. Evident, după o perioadă de bine e nevoie să vină o perioadă de rău. Da. Asta nu prea ne place nouă și nu prea înțelegem. Noi taman traversăm perioada de rău, deci trebuie să ne gândim la bine. Păi, da, dar de ce nu ne place perioada așa zisă de rău? Ce înseamnă de fapt rău? Înseamnă ceva ce noi nu suntem pregătiți să acceptăm, ceva ce noi nu așteptăm, ceva care nu ne împlinește până la urmă pretențiile noastre. Poate ceva care ne face să suferim sau să sacrificăm anumite lucruri. Ei, pentru că omul e dispus mai mult să primească decât să sacrifice, de asta ia unele etape sau unele situații ca fiind de rău. Dacă am privit diferit și am înțelege că e nevoie și să sacrificăm ceva, atunci lucrurile ar merge mult mai ușor. Nu ne-am împiedica, nu am vedea asta ca pe sfârșitul lumii sau o tragedie, ci am ști cum să ne raportăm corect, astfel încât să fie spre
binele cel mai înalt al sufletului nostru. Am putea vedea oportunitatea care vine cu acea situație mai puțin plăcută. Eu cred că, cel puțin în zilele noastre, răul se referă la pierderea controlului. Noi avem această senzație și nu-i numai o senzație, zic, că nu prea mai avem control aproape deloc. Nici n-am avut vreodată. Dar, pe de altă Asta parte, un pic, un pic, cel puțin am avut senzația. e Am doar o senzație, asta am vrut să spun, e acea doar o senzație. senzație de a deține controlul. Nimic nu stă în loc, nimic nu poate fi oprit. Control poți să ai doar dacă poți opri ceva. În lumea asta totul curge. Atunci noi trebuie să fim în flux. Noi nu putem avea control asupra unui flux. Ci e musai să fim în flux. În momentul în care suntem în flux, atunci altfel știm să înțelegem lucrurile. E adevărat. Cristian, a început bătălia pentru suflete. A început de ceva timp, cam de la începutul acestui mileniu, acestui secol. Secolul și mileniul acesta, ambele la un loc, adică începând de la 2000 și apoi din 2020, sunt sub o energie care predispune la a schimba ce? Tot, a schimba paradigme, a schimba modalități prin care noi vedem viața, a schimba faptul că, exact cum spunea Clarisa mai devreme, nu avem tăria de a accepta ce vine în viața noastră. Știu că printre destul de mulți, poate și din cei care ne urmăresc, sintagma aceasta, totul este cu voie divină, nu sună foarte bine, pentru că se uită în jur și văd anumite lucruri pe care ei le consideră nedreptăți. Și atunci spun, domnule, cum se poate ca acest lucru, uite, dau un exemplu banal, o femeie violată să fie cu voie divină sau mai știu eu ce, adică lucruri urâte, da? Însă nu cunoaștem mecanismul din spate, nu știm ce se întâmplă, nu cunoaștem funcționalitatea acestui univers. Și în momentul acela facem afirmații bazate pe, exact cum spune Clarisa, o imagine prin care noi o vedem prin gaura cheii. Bătălia pentru suflete, înainte să dezvolt acest subiect, vreau să vă gândiți foarte, toți cei care ne urmăresc, să se gândească la un singur lucru. Ne dăm noi oare seama cât de important este sufletul nostru dacă și Dumnezeu și diavolul îl vrea? Oare ne dăm seama? Adică Dumnezeu a creat, nu intrăm în detalii, suflete, le-a dat posibilitatea să se dezvolte pentru a se întoarce la El, pentru a fi și ei creator, pentru a fi la o potențialitate infinită. Noi avem potențiale infinite în noi. Trebuie doar să căutăm acele momente să le scoatem la iveală. E, oare de ce atunci ne ispitesc acești arhonți, demoni sau alte cuvinte, puteți să găsiți orice cuvânt vreți, aceste entități negative sau de joasă frecvență, o să vedem astăzi unde și-au lăcașul, oare de ce ne ispitesc? De ce nu ne lasă în seama noastră? De ce au treabă ei cu noi? Pentru același motiv pentru care noi pe această planetă n-am lăsat în seama ei niciun teritoriu. Conduși sub influența acestor arhonți, am cucerit toate lumile posibile. Ne-am dus în Australia, noi, lumea civilizată, când spun noi, mă refer la europeni, da? Noi care se spune bătrânul continent. Ne-am dus în America de Nord, America de Sud, am considerat că ea sunt cum sunt, i-am cucerit, le-am luat terenurile, pământurile, aurul, pădurile, tot. Ne-am dus în Australia, ne-am dus în Africa, ne-am dus în Asia, ne-am dus peste tot. Acum vor unii să se ducă și pe Lună și pe Marte. Visează unii că se vor duce și pe Lună și pe Marte. Bun, deci vrem să acaparăm. De ce? Ca să distrugem. De ce oare distruge omul? În regnul animal există o lege care practic nu le dă voie. Nu o să vede niciodată lupii că se mănâncă între ei și se omoară de dragul de a se omoară. Nu. Niciun animal Omul. nu omoară de plăcere. Exact. Omul este, și Ca mai să ales în interiorul speciei, da? Da, într-adevăr, spre exemplu, sunt bătălii pentru teritorii, pentru femele, pentru reproducere, însă nu de dragul de a. Și acele bătălii, dacă stăm să analizăm foarte bine între animale, sunt date foarte rar, adică de cele mai multe ori animalele n-au orgoliu.
Animalele analizează, îl vede pe celălalt că e mai puternic și dă înapoi, pentru că e în joc viața lui. Punct. Și e mai importantă. Deci, omul este singura ființă care violează, omoară, se folosește, a avut sclavi din cine? Din propria sa specie. De ce oare? Pentru că avem această energie pe care nu am învățat, din păcate, să o folosim de-a lungul timpului și a căzut pradă energiei arhontice și acești demoni s-au folosit de noi. Că e cu voie divină, că nu e cu voie divină, la urma urmei, ăsta este sistemul. Noi suntem cei care e nevoie să conștientizăm lucrul acesta. Bătălia pentru suflete se dă de mii de ani, însă acum este la apogeu. Adică s-a pornit, să zicem, acea bătălie finală. De ce? Foarte multe texte vechi, foarte mulți mistici, nu o să dau acum nume, și cu mine suntem de acord că suntem, și cred că din cei care ne ascultă la fel, suntem a cincea eră, a cincea civilizație pe această planetă. Fiecare civilizație se naște, crește, se dezvoltă, ajunge la apogeu și, evident, îmbătrânește și moare. Și această civilizație va sfârși la fel. Va fi distrusă. Mai devreme sau mai târziu, că se va întâmpla peste 500 de ani sau peste 1500 de ani, Dumnezeu știe. Până atunci, se dă o bătălie pentru a, în engleză e un cuvânt harvesting, pentru a culege, hai A să zic recolta. așa, a recolta cât mai multe suflete de o parte sau de alta a unei energii. Pentru că după fiecare acest ciclu, energia aceea a îngerilor, a arhanghelilor, a serafimilor, asta din tradiția creștină, a entităților și ființelor divine, superioare, frumoase, luminoase, câștigă, pentru că noi suntem de partea lor, da? Suntem mai mulți, unde mulți puterea crește, sau energia demonilor, energia arhonților, energia dracilor, câștigă, pentru că tot mai mulți oameni sunt de partea lor, nu neapărat prin vorbe, și prin acțiuni. Sunt destul de mulți oameni care vor să facă bine, dar ajung să facă rău, hrănind astfel egregorul acela. Și astă seară am zis să vă prezentăm o mostră dintr-o îmbinare, ca să zic așa, de seminarii. Este o îmbinare între seminarul pe care l-am susținut anul trecut, Planeta Arhonților, și informații din seminarul pe care îl voi susține săptămâna aceasta, săptămâna următoare, pardon, pe 10 februarie, și anume, chiar așa se numește, Bătălia pentru Suflete. Pentru că sunt anumite informații care pot fi și chiar e nevoie să fie, hai să zicem așa, publice, pentru ca tot mai mulți oameni să conștientizeze ce înseamnă bătălia pentru suflete, care sunt pașii. Și pentru asta vom vorbi în mare parte despre corpul energetic, însă până atunci e nevoie să cunoaștem câteva lucruri despre ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Din cele mai vechi timpuri, toți misticii, preoții egipteni, dacii, șamanismul, spiritualitatea yoghină, daoismul, tot au descris mai multe învelișuri subtile sub care sălășluiește sufletul. În perioada renașterii, personaje precum, și sper că cei care ne urmăresc să fie auzit de aceste personaje, Paracelsus, Contele de Saint-Germain, Servetus, toți au continuat experimente și cercetări cu privire la descoperirea unor căi de acces între noi și realitatea invizibilă. Mai aproape de zilele noastre, ezoteriști, și îmi place să îi numesc și că sunt printre aceștia și români, precum Scarlat Demetrescu, pe care toți ar trebui să îl citim, Franz Anton Mesmer, Franz Bardon, Elena Blavatsky, Eliphas Levi, Alice Bailey sau alții, mulți alții, au descifrat secretele călătoriilor astrale, studiind vechi, vechi tradiții hinduse, ebraice, grecești, islamice, rozicruciene, alchimice, toate spun același lucru dacă știm să le citim. În epoca modernă, chiar în zilele noastre, românii noștri
domnul profesor Constantin Dulcan, Ilie Cioară, Dumnezeu să-l odihnească, Robert Monroe, William Bachman, toți au introdus acest concept în rândul maselor. Au vorbit despre decorporalizare, au vorbit despre lumea subtilă prin trăirile lor interioare, prin ceea ce au văzut ei cu mintea lor. Da? Și atunci e nevoie să realizăm că lumea aceasta nu este formată doar din ceea ce vedem noi. Da? Pentru a înțelege această ordine în univers, este nevoie să facem o mică incursiune în ezoterism, să zicem așa, în ceea ce este ascuns, ceea ce unii oameni au văzut, ceea ce probabil cei care ne ascultă, eu sunt sigur că sunt foarte mulți dintre cei care ne ascultă, care au avut, să le spunem așa, experiențe extracorporale sau paranormale, ceea ce alții numesc paranormal, pentru alții foarte normal. Dar pentru asta e nevoie să înțelegem teoria funcționării sistemelor, ca să zicem așa, și să știm anumite lucruri care sunt de bază, și anume că orice sistem poate funcționa cu minim 3 puncte sau minim 3 legi. Sistemul nostru, universul nostru, plecând de la legile termodinamicii, care au fost nu inventate, ci descoperite, spune că energia nu poate fi creată nici distrusă, ci doar schimbată. A doua lege, pe scurt, spune că entropia unui sistem închis niciodată nu scade, iar a treia lege a universului este a material, spune că absolutul sau zero absolut nu poate fi atins printr-un număr finit de operațiuni. Deci am spus că orice sistem poate funcționa prin trei părți. Uitați-vă la noi, la corpul nostru, da? Haideți să luăm mâna. Avem degetul prima dată. Sunt trei falange? Sunt trei falange la un deget, nu sunt două. Apoi toată mâna, tot brațul. Avem mâna propriu-zisă, brațul și partea de sus? Da. La picioare la fel. Sunt formate din trei părți? Da. Corpul nostru este format din 1 membre, 2 superioare, 2 membre și mâinile și picioarele superioare și inferioare, capul împreună cu gâtul și cu trupul, sunt trei părți, da. Am putea merge în orice sistem din fizică. Uite, spre exemplu, pentru a face o pârghie e nevoie de trei puncte, n-ai cum în două. Roata, pentru a funcționa o roată la o mașină, să zicem, la o bicicletă, are nevoie de roata în sine, cercul, are nevoie de un cadru, de un punct în centru și de o spiță, minim una, dacă nu două, da? Deci e nevoie de minim trei lucruri. La fel se întâmplă și în lumea materială și în lumea ezoterică. Da, și pentru că ai pomenit de aceste trei puncte sau sisteme care trebuie să existe peste tot, hai să amintim și cele trei stări de agregare. Da? În stare solidă, materia are volum și formă fixă. În stare lichidă, are volum fix, dar are forme variabile. În stare gazoasă, materia ocupă întregul volum disponibil, luând forma corespunzătoare. Ei, mai este totuși o da. altă... Minim 3, dar întotdeauna... O altă stare, dacă vorbim de aceste stări de agregare, plasma. Despre plasmă nu se prea vorbește. Unde materia nu are nici formă, nici volum propriu, fiind constituită din ioni, electroni și particule neutre, care sunt atomii sau moleculele, denumite generic neutrici și răspunde la forțe electromagnetice și emite radiații electromagnetice. Ei, la fel, suntem creați din minim trei părți, adică material energetic informațional, iar planurile în care ne desfășurăm existența sunt de asemenea planul mental, planul material, de fapt, planul energetic și planul informațional. Da? Ei, din corpul cauzal fac parte corpul eteric, corpul astral și corpul mental. Și după cum vedem și pe acest slide, plecând și de la structura numită om, care este formată din corp fizic, energetic și suflet, scânteie divină, corpul fizic exact, după cum toată lumea știe, e format din atomi, molecule, celule, care la rândul lor formează organe interne, organe externe, da? Ficat, inimă, mâini și aparate, aparat circulator, respirator, nervos. Sunt minim 3.
Mergând mai departe, avem aceste trei corpuri despre care ai Exact, care vorbit. toate fac parte, practic, din ceea ce se numește marele ansamblu al corpului energetic. Noi pe asta o să punem puțin accentul mai departe, pe aceste corpuri energetice, pe corpul energetic, practic, și aș mai vrea să precizez să nu se facă confuzie între suflet și corp energetic, pentru că sunt două noțiuni diferite. Sufletul, când vine la reîncarnare, o să vorbim mai târziu, îmbracă aceste mantii, ca și cum noi ne îmbrăcăm cu aceste haine, îmbracă aceste mantii pentru a putea să conviețuiască și să trăiască în această lume materială, ultima dintre ea fiind chiar mantia dură, cea mai condensată din energia Universului. Bun, acesta este, vorbim acum despre corpul eteric, așa cum vedeți pe ecran. Acesta este format din substanțe mult mai fine decât corpul material și poate fi văzut doar de către unii oameni cu, să spunem, abilități speciale sau de anumite mai nou, de anumite aparate create în ultimii ani. Ei, care este rolul acestui corp eteric? Este să mențină, practic, vigoarea, puterea și căldura corpului uman, virilitatea și vitalitatea corpului, să spunem, carnal, este întreținută și se datorează unor forțe ce pleacă din soare, scaldă sistemul nostru solar și pătrunde în corpul nostru prin intermediul substanței eterice. Tot ceea ce culegem noi din lumea exterioară este practic procesat de acest corp și transmis mai departe în celelalte corpuri mai fine, dar și spre corpul material. Ei, când acesta slăbește, acest corp eteric pierde forța vitală, corpul material obosește și dacă se continuă în același mod, ne îmbolnăvim. Hrana corpului material influențează foarte mult acest corp eteric. Când corpul material moare, corpul eteric rămâne atașat de trup câteva ceasuri, se spune, apoi se cumva se disipă, se topește în materia eterică din jur pentru a fi folosit ulterior la crearea altui corp. Deci trebuie să înțelegem că aceste corpuri ale noastre, dincolo de corpul fizic, sunt în legătură unul cu celălalt, însă cumva despărțite, și asta nu înțeleg mulți Foarte oameni, clar delimitate, de fapt, da. delimitate de câte o barieră subatomică care practic se vrea spartă Se vrea spartă de de arhonție. către arhont, da? De asta, uite, asta e explicația pe care mulți nu o înțeleg și spun noi am fost păcăliți când am venit la întrupare, ni s-a șters memoria. Nu, memoria nu e ștersă de către nimeni. Memoria, acea amintire a tuturor experiențelor tale anterioare este stocată în corpul astral. Tu nu ai acces acolo, pur și simplu nu ai, pentru că nu ești capabil în corp fizic să ai acces. Dacă bariera asta este spartă, se întâmplă niște procese pe care nu le poți înțelege și nu le poți gestiona în plan fizic. Există anumite afecțiuni, nu intrăm acum în detalii, dar există anumite afecțiuni, anumite etichete puse de medicină unor oameni care au probleme psihice. Acolo, de fapt, despre asta este vorba. Sunt anumite fisuri între aceste corpuri. Omul acela nu știe să gestioneze ceea ce primește ca informație din toate acele corpuri. Și de asta bine ar fi să nu cere mai mult decât putem duce. Următorul corp, corpul astral, este deci dacă corpul eteric este de nu știu câte ori mai fin, pentru că noi nu putem să-l simțim, să-l pipăim, doar oamenii cu abilități speciale și doar anumite aparate, corpul astral este de 7 ori mai fin decât corpul eteric. Toată această finețe rezultă din viteza extraordinar de mare a particulelor ce compun acest corp. Prin acest corp, sufletul, cât timp experimentează această realitate, are percepții auditive, vizuale, tactile, prin intermediul corpului astral. E foarte bine, foarte util de să ținem minte informațiile astea, pentru că vom vedea cum funcționează lucrurile. Evident, în funcție de om, în funcție de oameni și acest corp poate fi mai grosier sau mai fin, în concordanță cu viața omului. Corpul eteric de care vorbea Clarisa mai devreme și acesta astral
Aceste corpuri reproduc forma tuturor celulelor și organelor care formează corpul fizic sau a ceea ce există în universul acesta material, dar atenție, în planul astral. Da? Tot ceea ce ne înconjoară, există o structură astrală, practic, ce este o copie fidelă a ceea ce este material. Animale, plante, munți, oameni. Ba mai mult, acolo o să vedem și gânduri. Dacă ne închipuim că toată această materie fizică dispare și cineva ar putea să vadă, sau cei care pot să vadă cu ochii mentali, această lume în alt plan, în planul astral, o să vedem că acolo încă va mai rezista. Da? Doar că are o altă densitate, altă structură. Și e foarte diferit structurat în funcție de cum vedem. După ce mor oamenii, spunea Clarisa, corpul eteric mai rămâne o perioadă, apoi se topește. Unii oameni care mor și sunt foarte, foarte legați de lumea aceasta materială, rămân blocați în acest plan astral. Asta este marea problemă a lor. Rămân Da, blocați și într-o. nu realizează că au trecut în alt plan. De asta spun că văzând camera asta în care sunt eu, în care sunteți dumneavoastră, în care sunteți voi toți, ea există în planul astral. Noi văzând-o în planul astral, credem că încă mai trăim. Atât de multe experimente și exemple sunt ce au fost prezentate, încât nu e nevoie să intrăm în detalii. Și ce fac oamenii aceștia? Încearcă să intre în contact cu cei din jur. Și de foarte multe ori nu înțeleg de ce nu reușesc. Ceea ce vreau să înțeleagă oamenii este că acest astral despre care vorbești este un astral inferior, da? Evident, da, o să prezentăm structurile mai departe și sunt mai multe feluri de astral. Practic, corpul astral este intermediar între corpul fizic și suflet. Vom vedea că mai sunt două bariere până acolo. Este sediul în care impresiile și percepțiile noastre devin venite din afară, da? Noi funcționăm pe bază de percepții. Ceea ce eu văd în jur mi se poate părea frumos, altuia se poate părea urât, da? Percepțiile noastre venite din afară se transformă în senzații și sunt trimise către suflet. Este sediul pasiunilor, sediul sentimentelor, evident, de iubire sau de ură, sediul dorințelor senzuale, sediul mândriei, atrufiei, vanității, Emoțiilor pe care le emoțiilor de suferim. înaltă sau de joasă frecvență. Deci acolo acționează arhonții, în planul astral. Este locul în care mergem noi, toți, 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 în fiecare noapte, fie că suntem conștienți sau nu. Așadar, cu cât dorințele și nevoile oamenilor tind către materialism, corpul acesta este mai grosier, cu cât omul este mai deconectat, în sensul că ideile lui sunt spre lumea sufletească, spre fapte nobile, să zicem, spre a-i ajuta pe cei din jur. Corpul astral este mai fin. Gândurile și emoțiile noastre afectează foarte mult acest corp. După moarte, sufletul, învelit în acest corp astral, după ce a scăpat de mantia corpului eteric, se înalță în regiunile superioare ale realității. E, aici va începe să se dezbrace, să zicem așa, sau să piardă învelișurile corpului astral din exterior către interior, și cu cât acesta este mai îngreunat de sentimente de furie, ură, regrete, atașamente, cu atât rămâne mai aproape de lumea materială, blocat în acea lume astrală. Pentru că, haideți să ne gândim la o metaforă. O bucată de gheață nu poate trece printr-o strecurătoare. Da? E nevoie să se topească și va trece prin strecurătoare. Ok, am ajuns în astral, să zicem, că noi suntem gheață și ajungem în astral. Gheața nu se înalță. E nevoie de căldură pentru ca apa, gheața, pardon, apa în stare lichidă nu se înalță. E nevoie de căldură ca să se înalțe, să se transforme în aburi. Și am văzut că în acest corp astral sunt localizate dorințele, aspirațiile, poftele. În funcție de asta, la un moment dat, sufletul se va despărți mai devreme sau mai târziu, prin suferințe, prin, mă rog, de aceste lucruri ce țin de lumea grosieră, și atunci, practic, are loc a doua moarte. A doua moarte poate avea loc și în timpul vieții noastre. Ilie Cioara a vorbit foarte frumos despre asta și ideal ar fi să îi citim cărțile, să cred că se mai găsesc câteva emisiuni cu dumnealui pe internet și tot așa mai departe.
Materia astrală rămâne în Oceanul Astral, iar sufletul împreună cu, o să vedem, celelalte corpuri, urcă mai departe. Tot ceea ce a fost înscris în corpul astral, sentiment, aspirații, pasiuni, convingeri, se transcriu în haina internă a corpului mental. Mental, adică următorul. Exact, ca niște semințe, ca niște însușiri, ca niște posibilități, ca niște potențiale. Și aceste potențiale vor merge cu sufletul în viața următoare. Deci, din nou, nimic nu se pierde, Nimic așa nu că se pierde. fiți fără grijă spre, nu știu, fericirea sau nefericirea fiecăruia dintre noi, nu se șterge nimic Nici o din ceea memorie, ce credeți voi că se șterge. nici măcar o să vedem mai târziu ce ați produs în alții nu se șterge și foarte Exact, important. exact. A, uite, pentru că ai spus despre corpul mental, haide să vorbim puțin și despre el. Acesta, evident, este și mai aproape de suflet. Este format dintr-o materie chiar și mai fină decât cea astrală și are rolul, să spunem, de a servi ca centru de inteligență, centrul memoriei și centrul voinței. Este corpul sau vehiculul cu care sufletul se deplasează și lucrează practic în planul mental al Universului. Poate fi format din materie mentală organizată și dezvoltată sau, din contră, neorganizată și puțin dezvoltată. Adică aici nu putem vorbi despre corp mai grosier sau puțin grosier cum Exact. era la astral. Aici e o vorba de organizare sau dezorganizare, Dezorganizare. pentru că de-aia este mental. Ca Da. și gândurile noastre, da? Exact, judecata întunecată, gândurile negre, precum și virtuțile, lucrurile morale, gândurile frumoase, preponderente, sunt cele care determină cât de dezvoltat este acest corp. Cu cât omul are inclinații doar spre, sau a avut inclinații, da, Da, în viața lui. în viața lui spre satisfacerea poftelor trupești, doar spre acumularea de bogății sau doar pentru lucruri mărunte, cu atât acest corp mental este mai neorganizat și puțin folosit. Din contră, cu cât omul se îndreaptă către întrebări mai abstracte, cu cât își folosește activitatea cerebrală mai mult în viața terestră, cu cât este atras, să spunem, de subiecte cu grad ridicat de inteligență sau de informație, cu cât gândurile lui sunt îndreptate către compasiune, iubire, dreptate, ajutor pentru cei din jur, cum spuneai, cu atât corpul mental se dezvoltă. Spuneam că planul astral copiază tot ceea ce este în lumea materială, Da. da? Ei, avem o inimă, se spune, o inimă astrală, o ureche, ochi, organe astrale, luminoase. Corpul mental însă este diferit. Închipuiți-vă o formă ovală, ca un ou, în interiorul vostru, din care pleacă raze, ce străbat corpul astral, corpul fizic și ies afară, depășind aura formată de corpul astral, pe care o colorează în culori foarte vii și frumoase. Corpul mental se dezvoltă foarte mult doar la cei care își dedică viața, să spunem, cercetărilor logicii, căutării spirituale, cultivarea iubirii profunde, iubirea aproapelui, și uneori prin antrenamente, da, foarte grele pentru majoritatea oamenilor, prin raportarea la situații vechi, situațiile vieții sub influența virtuților, da? Deci felul în care noi ne raportăm la situațiile mai puțin plăcute și știm să le depășim, ne ajută să creăm și să dezvoltăm foarte mult simțul mental. Ei, acest corp mental se dezvoltă prin de asemenea, prin gândire ordonată. Avem nevoie să stăpânim gândirea, nu gândirea să ne stăpânească pe noi. Care ar trebui să vină de la corpul nostru mental? Deci să fim practic maestri ai gândurilor noastre. Foarte mulți oameni spun că au o grămadă de gânduri prin minte, nu pot să-și stăpânească gândurile, da? De aici se începe cumva. De la o minte, să spunem, dezordonată și tocmai din acest motiv sunt și influențați de ideile celor din jur. Având practic, scuză-mă că te întrerup, având un corp mental slab,
pregătit, vei fi sub influența gândurilor arhonților, gândului colectiv, care, să fim serioși, nu este foarte curat pe această planetă, Convingerilor colective. convingerilor colective ale altora, și atunci vei zice, nu știu ce m-a apucat, dar asta mi-a venit să fac, pentru că nu aveai antrenament. E ca un om care nu poate să se țină pe picioare și e luat de vânt, da? Da, deci această întărire și dezvoltare a corpului mental avem nevoie să o facem cu voință și conștiență. Ce înseamnă conștiență? Stare de prezență despre care am mai vorbit aici. Prin activitate mentală ordonată, prin logică, fiind animați de sentimente înalte, de înclinații spre artă, spre spiritualitate. Dar nu e nevoie să ajungem într-o extremă, da? Adică să facem un ideal din spiritualitate, pentru că ea poate duce la creșterea orgoliului și judecarea celorlalți. Dacă lăsăm mintea noastră să lenevească, ne putem asalta, trezi asaltați de gânduri, de valuri de gânduri care circulă prin jur. Omenirea în sine, da, la ora actuală cel puțin, emite o grămadă de gânduri de joasă frecvență. Toate aceste stări de panică, de ce să fac, încotro să mă îndrept, dacă noi nu suntem centrați, ne vor afecta. Se spune că acolo unde este câmpul mai puternic, acolo ne conectăm odată ce am ieșit de pe starea de coerență. Da? Despre asta este vorba, dacă mintea nu e antrenată sau leneșă, dacă mentalul nu este conștient, te trezești cuprins de o idee, apoi de alta, nu mai știi cum ai ajuns să gândești atât de mult și până să-ți dai seama că aceste gânduri nu sunt ale tale, poți să te tot duci. Acesta este practic sistemul arhontic. Așa se folosesc ei de câmpul energetic pentru a influența omenirea. Da, Pentru nu ne că, apar în față să ne spună da. ce să facem. Se influențează se folosesc, pardon, de slăbiciunile noastre care Exact. sunt mentale, care sunt, o să vedem, și Exact. cauzale în astral, spre exemplu, prin vise, prin coșmaruri și prin Da, inducții ale. de multe ori am sugerat oamenilor în momentul în care au un flux mental intens și anumite gânduri care îi neliniștesc sau au impulsul de a face, să zicem, rău, să-și dea un stop și să se întrebe. E cu adevărat ăsta gândul meu? Cu adevărat ăsta sunt eu? Da? Și abia apoi să acționeze. E, după acest corp mental extraordinar de important, ca și celelalte, vedeți, o să vedem la sfârșit că fiecare corp este nevoie să fie dezvoltat, la fel ca și corpul material, că de aia suntem în lumea materială. Urmează corpul cauzal. Pentru a înțelege bine acest corp cauzal, trebuie să ne știm că de la prima încarnare a omului, pe Terra sau în lumea materială și până acum, corpul mental al lui, despre care a vorbit Clarisa, s-a dezvoltat, s-a îmbunătățit, s-a organizat și practic s-a divizat în două părți. Jumătatea externă fiind sediul voinței, inteligenței, vehiculul mental și jumătatea internă, corpul cauzal. Ce însemna asta? Ei, dacă până acum totul conta de ceea ce facem noi, de ceea ce gândim, toate emoțiile noastre, în corpul cauzal se înscrie tot binele și tot răul pe care l-am făcut sau pe care l-a făcut omul în această lume materială, Bravo. din toate viețile. Ce emoții am Generat sădit în sau ceilalți. generat în ceilalți, da? Sufletul, învelit în acest corp cauzal, va purta cu el aceste lucruri pe vecie. Adică Pe chiar dacă vecie. omul nu e conștient în momentul de față, da, am zis ceva cuiva, ei, lasă, Și ce dacă s-a supărat? și ce dacă Lasă s-a că îi supărat? trece. Exact. Noi nu știm ce am produs cu adevărat în celălalt. Nu știm cât a. Poate omul ăla a zis, na, a zis și a plecat mai departe. Poate pe omul acela nu l-a interesat foarte tare, nu l-a impactat, dar poate în același timp că a trăit o suferință de care noi nu suntem conștienți. Nicio problemă, vom fi conștienți Exact. când ajungem aici, după ce ne dezbrăcăm toate acestea. Și asta poate dura sute de ani la unii. Sau poate fi impresie de sute sau de mii de ani să dureze un an, doi în lumea noastră și să ai impresia. Când se ajunge la acest corp, tot ceea ce ai semănat și tot ceea ce ai cules pe acest pământ
se vede acolo. Această recoltă, că tot vorbeam de recolte, va determina viața voastră următoare. Va determina bucuriile, tristețile voastre, reușitele și dezamăgirile. Și dacă oamenii se întreabă cu ce am greșit, Doamne, eu de pățesc astea, opriți-vă și cereți-vă iertare. Nu știți cu ce ați greșit, dar evident ați greșit cu ceva. Este cauză și efect. Exact în acest corp cauzal se înscrie karmă. Foarte mulți oameni spun, de ce vorbiți despre karmă când vorbiți și despre lucruri creștine, despre Isus? Pentru că în Biblie spune, ceea ce vei semăna, vei culege. Nu se folosește cuvântul karmă, care într-adevăr vine din sanscrită, din India, dar se spune în Biblie, da? E cauză și efect. E, cu cât acest corp este mai închis la culoare, nu știu. Aș vrea să spun că există extraordinar de puțini oameni care pot vedea în alții acest corp, dar cu cât acest corp este mai închis la culoare, cu atât omul este mai nevoit să îndure mai multe lucruri în această viață. Trebuie să se raporteze cu ele, la ele, cu înțelegere, cu acceptare, cu iertare, cu iubire, cu compasiune, orice ar veni. Viața noastră, viețile noastre actuale, depinde de alegerile noastre trecute. Viața noastră, cât mai avem din ea și viețile viitoare, depinde de alegerile pe care le facem acum, aici, în această viață. Și vă mai spun un lucru. Dacă până acum n-ați știut asta, acum știți și sunteți mai răspunzători de acest lucru, da? Gândiți-vă că sunt mii și milioane, poate, de pagini a ceea ce am fost, ceea ce am făcut, ceea ce am sădit în alții, ceea ce am sădit în noi. Toate crimele, să zicem, și nenorocirile pe care le-am provocat altora sau nouă, sau toată iubirea, compasiunea, fericirea pe care am provocat-o altora, totul este o bancă de date despre noi înșine, care este înscrisă în acest corp. Evident că faptele grele ne conduc spre un anume drum, care va fi mai anevoios, mai greu, mai lung. Oamenii cred că ne așteaptă dincolo un iad și un rai. Păi un iad poate fi, gândiți-vă că sunteți divină și vedeți toate relele pe care le-ați provocat. Ăla poate fi iadul vostru, pentru că voi, mai mult ca sigur, atunci veți trăi acea stare pe care a trăit-o celălalt. Da? Exact, acea judecată de apoi, de fapt asta înseamnă. Odată vei trăi acolo, din punct de vedere sufletesc, deci doar prin prisma sufletului, tot ce ați simțit, acel suflet și toate sufletele pe care tu le-ai impactat, tu le vei simți în tine ca suflet. Și a doua oară, în momentul nașterii, în următoarea viață, atâta timp cât ești în grija părinților, da? În perioada copilăriei, adolescenței, vei retrăi ca om toată suferința și toată bucuria pe care ai provocat-o în alții în viața anterioară. Deci exact asta e judecata de apoi, trăirea a ceea ce ai produs în alții și bucurie și suferință. Așadar, cred că putem spune că destinul, dacă vreți așa, destinul omului este scris de el însuși, da? Noi suntem făuritorii destinului nostru. Tot ce vi se va întâmpla sau îi se va întâmpla sufletului omului în viața următoare este scris sau înscris în acest corp cauzal. Acest corp este format dintr-o substanță atât de fină încât mintea omenească nu o poate percepe cu Bun, exact, tot bine că ce ai avem noi ajuns aici. aici, exact despre asta vorbeam. Când făceam referire la oamenii care își doresc foarte mult să aibă acces la anumite lucruri, da? Da. Gen amintiri din viața anterioară și altele. Ei, noi aici, în corp fizic, suntem făcuți din anumite tipuri de substanțe. Aceste corpuri, astral, Da. cauzal, sunt făcute din alte tipuri de substanțe pe care noi nu le putem susține Le-am putea în susține corpul dacă am fizic. uitat tot și am șterge tot ceea ce știm despre lumea asta, însă majoritatea oamenilor vor să vadă cu ochii lor fizici ceva ce se Exact, poate exact. vedea numai cu Da, ochiul minții. în plan astral sau în plan cauzal și Exact. acolo te duci nu cu trupul fizic. Deci Exact. asta este o contradicție de termen. Tu nu poți cu trupul fizic să simți, să însuflețești, să trăiești anumite stări care sunt specifice Mai, corpului nici nu l-ai astral, putea susține. Cred corpului că ai murit dacă cauzal. ai vedea ce ai făcut. Da, e impropriu spus, ai Bine, vedea, ai da? vedea, Pentru că da. acolo e vorba despre alte fenomene. De Exact. asta se poate
trăi sau retrăi o parte din aceste lucruri doar în stare de decorporalizare, extracorporalizare, ieșire din plan fizic. Da. E, acest corp, spuneam că este cel mai aproape și stă alături de suflet. Zeci, sute de mii de ani în toate încarnările sale, până când nu va mai fi nevoie să se încarneze, până când va ajunge destul de evoluat. Și în acel moment, corpul cauzal, evident, se va topi în acel ocean cauzal, iar sufletul va primi o mantie. Va primi o mante pe care iarăși nu o putem concepe cu mintea noastră omenească, iar în acest corp se numește corp budic. În acest moment intrăm într-un plan existențial despre care putem doar presupune. Și asta este adevărata ascensiune. Noi ascensionăm frecvent, după cum am văzut, dar am ajuns la un mare, mare, mare ciclu. Dacă am ajuns acolo și abia atunci mergem să creăm. Bun, și acum hai să facem așa o concluzie, da? Despre aceste corpuri. Corpul astral, mental și cauzal constituie, Acea mantie. da, ca o mantie, o învelitoare a sufletului. Ori de câte ori sufletul va trebui să se reîncarneze pe orice planetă din acest univers, în lumea materială sau în alt univers pe care probabil noi nu-l cunoaștem acum, dar care ține tot de material, va purta în jurul său această mantie sau aceste mantii, da, pe care o va schimba mereu și mereu în funcție de faptele sale. Deci mare grijă, oameni buni, că nu putem să circulăm prin lumea asta după sintagma, după noi potopul, pentru că nu există așa ceva. Totul stă cu noi în anumit plan, într-un anumit plan. Această mantie sau manta, odată devenită mai fină, va reuși să se ridice spre planurile cele mai înalte. Cum a spus Cristian, odată dezbrăcată de tot această mantie, sufletul va îmbrăca corpul budic și va face parte din creație. Da? Pot să vă afirm că încă din primele zile durerile mele s-au ameliorat, l-am pus exact pe locurile dureroase, durerile au încetat, mai mă încearcă de când în când, dar pun imediat aparatul și am efecte imediate. Până ajungem acolo, ăsta este principiul de funcționare. Ne vom opri puțin pentru că în funcție de fiecare plan pe care l-am dezvoltat mai devreme, evident că în fiecare plan trăim cu un anume corp, da? La o reprezentare destul de brută, am făcut-o aici, eu aici doar pentru a se înțelege despre ce este vorba, avem așa. Avem lumea materială, care este cea mai densă, unde noi acționăm cu corpul fizic, carnal și cu corpul eteric, da? Corpul eteric, chiar dacă noi nu-l vedem, sau mă rog, majoritatea oamenilor nu-l văd, ne ajută, ne dă putere, ne dă virilitate, ne dă energie, exact cum o plantă extrage, cum spuneai mai devreme, energia soarelui, așa prin corpul acesta eteric, energia soarelui ajunge la noi. Avem apoi astralul Inferior. inferior, pardon, și intermediar. Două locuri prin care noi putem pătrunde sau pe care le vizităm cu corpul nostru astral. E, în partea de sus a astralului, pentru că vedem astralul este poate cel mai mare plan. De în partea de sus a astralului este astralul superior. Abia acolo intră în funcțiune corpul nostru cauzal. Și apoi mai departe este planul mental și planul cauzal în astralul superior, scuze, corpul mental și planul cauzal. Ce se întâmplă acum în astralul inferior? În această imagine se poate vedea că astralul inferior și lumea materială sunt foarte apropiate. Noi pătrundem în vise. Uneori în stări modificate de conștiință, alteori induse sau primite, să zicem așa, de la divinitate, pentru că le merităm. Noi pătrundem în acest astral inferior.
În funcție, în astral în general, în funcție de convingerile noastre, în funcție de vibrația acestui astral, corpul astral pe care îl avem noi, o să ajungem la astralul inferior, intermediar sau superior. Omul, după ce moare, la fel, ajunge în funcție de ce a făcut în viață și ce fel de corp astral are, ajunge în astralul inferior, intermediar sau superior. Când visăm, la fel, arhonții își au, să zic Sediul. așa, sediul sau cuibul în astralul inferior. Și cei mai mulți Majoritatea oameni. oamenilor din lume acolo rămân, se blochează, acolo visează, acolo vor ajunge după moarte o bună, bună, bună perioadă de timp, acolo își vor face veacul, unii dintre ei chiar de acolo se vor reîncarna și tot așa mai departe. Unii dintre ei acolo fac acorduri cu demonii, cu tot, 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 tot. De ce? Am spus despre acest plan și despre corpul astral că este responsabil de percepția vizuală, percepția auditivă, olfactivă, gustativă, tactilă, văz, miros, stai că ne-am dus prea departe, văz, miros. Și am spus că este compus din 7 substanțe, dar noi avem doar 5 simțuri, da? În lumea materială. Mă rog, cel puțin 5 de care suntem conștienți. Sunt unii dintre noi care au mai multe simțuri, se spune de al 6-lea simț, sunt unii dintre noi care au mai puține. Sunt oameni care s-au născut nevăzători sau surzi și tot așa mai departe. Dar sunt oameni care au al 6-lea și sunt oameni care îl au pe al 7-lea simț. Pentru că acest plan există cel mai aproape de planul nostru material, la fel cum noi nu putem vedea aerul din jur, dar îi vedem efectele. Când vine un vânt, când vine o furtună, vedem efectele, da? Nu putem vedea anumite vietăți, spre exemplu, decât la microscop. Așa și planul astral inferior afectează planul material extraordinar de mult, dar și invers, da? Depinde de care este mai puternic. Acolo sunt toate gândurile noastre. Dacă voi, seara, vă imaginați pe voi înșivă într-o anumită ipostază, voi în planul, în astralul inferior existați în acea ipostază. Dacă voi, tot ceea ce și-a imaginat omul în viața sa, mașini, să zicem rachete, să zicem nu știu ce felul de mecanisme, acolo în planul, în astralul inferior există. Vorbeam într-o emisiune trecută despre liniile temporale, nu? Da. E, cei care pot pătrunde în astralul inferior, se spune că sunt oameni care pot vedea viitorul. E puțin impropriu spus. Viitorul știe doar Dumnezeu. Anumite potențiale se pot E, vedea acolo foarte pentru că bine. acolo se văd, acolo este un potențial pe care îl poți vedea pe 2-3 luni sau 2-3 ani în anumite Plus că situații. ceea ce este foarte aproape, cumva, lucrurile se produc întâi în plan energetic. Și ceea ce este deja produs acolo și are predispoziția de a se manifesta în material, e foarte ușor de văzut și, să zicem, prevestit, da? Clarvăzătorii, oamenii Da. care au tot felul de revelații de genul acesta, de acolo preiau Bine, și, trebuie spus că aproape orice om poate prin anumite evident, antrenamente evident. să acceseze aceste informații. E Da. nevoie de antrenament, e nevoie de o conduită morală foarte mare, uneori nu neapărat, pentru că dacă ai acorduri cu arhonții, spuneam că ăla e planul arhonților. Să știți că nu toți cei care văd anumite lucruri au o moralitate. Unii au o moralitate îndoielnică, dar văd pentru că au aceste Legături legături. Da. directe. Da, sunt mulți oameni care ajung acolo, cum ai spus, prin intermediul decorporalizării sau prin anumite, hai să spunem, vise foarte intense, Profunde, da. profunde, dar, din păcate, pentru că nu au experiența necesară, nu știu să decodifice în fizic exact ceea ce Da. au perceput acolo, pentru că acolo nu poți să percepi cum percepi în lumea fizică, prin simțurile de aici, prin Creierul va ochii decodifica diferit și diferit. omul va crede că, va presupune, pentru că atât poate el să Da, decodifice. va asocia ceea ce a trăit acolo sau ceea ce a perceput acolo cu cea mai apropiată frecvență pe care el o cunoaște în lumea fizică. Da? Și Exact. atunci de asta
oamenii vin și spun, am văzut ca o minge de foc care nu știu ce făcea, sau pentru că aia e cel mai aproape de ceea ce cunoaște el ca frecvență din lumea fizică. Vedem în această imagine improprie, dar v-am zis doar ca să ne facem o idee, să presupunem că tot ceea ce este închis în acea bulă de energie este universul nostru. Tot ceea ce putem cunoaște noi despre univers, lumea materială. Apoi avem în jur, evident că am pus eu acolo undeva de desubt, astralul inferior, astralul intermediar mai deasupra și superior. Apoi planul mental și planul cauzal. Însă, ceea ce se poate vedea în imagine este că anumite culori, spre exemplu, din lumea materială au corespondent în astralul inferior, alte culori din lumea materială au corespondent în astralul intermediar, superior sau în planul mental și cauzal. Precum Ce în cer, așa și pe pământ, exact dar la un alt despre asta e nivel. vorba, la un alt nivel. Această barieră, iarăși improprie, dar pusă acolo în această poză subatomică pe care o vedem noi, anume este pusă. Pentru că în lumile superioare, uite, gnosticii numeau aceste lumi superioare pleroma, în lumile superioare nu poate pătrunde mizerie. Și atunci este această barieră subatomică dintre planuri. Bine, ea acolo trebuia făcută dintre fiecare plan în parte, dar înțeleg cei care ne privesc. Această barieră dintre planuri se dorește a fi distrusă de către acești arhonți prin, cum? Prin intermediul nostru. Ei nu pot, ei sunt tot ființe imateriale, vedeți, în afara lumii materiale, în astralul inferior, ne afectează viețile noastre. Prin ce? Păi am spus că în planul astral este sediul în care senzațiile, impresiile se transformă în ce? În plăcere, în durere, în senzații de căldură, frig, sediul de unde pleacă toate sentimentele de ură, pasiune, generozitate și tot așa mai departe. Evident că prin asta ne atrag, prin asta vin și se conectează la noi. E oarecum, de asta spuneam, e oarecum improprie această poză, dar pentru că ei sunt în lumea noastră, doar că sunt pe nivelul lor de vibrație diferit. Tocmai din această cauză, dacă doi oameni cu percepții diferite asupra vieții au o decorporalizare, vor ajunge, spre exemplu, și vor vedea lumea asta, unul din planul astral inferior, Interior, altul. altul din intermediar, altul din superior, și fiecare va spune că e greșit ce spune Exact. ăla, pentru că e așa. De fapt, Exact. fiecare va avea dreptate. Pentru că Însă, fiecare merge după sufletul lui, după convingerile lui, după gradul lui de evoluție și fiecare vede pe nivelul lui lumea corespunzătoare lui. în momentul în care conștientizăm că totul pleacă de la material, adică se spune în toate tradițiile să avem grijă de trupul nostru, să avem grijă de noi, să avem grijă de sufletul nostru. Dar acum, conștientizând lucrurile astea, știind că fiecare plan, fiecare corp are nevoie de anumite lucruri, noi plecând de la faptul că avem grijă de corpul nostru fizic, carnal, prin hrană sănătoasă, prin exerciții fizice, prin exerciții de respirat, prin tot mai multe lucruri pe care le cunoaștem. Apoi de corpul eteric, care ține de virilitate, ține de soare, Vitalitate, de vitalitate, energie. energie, ne plimbăm prin natură, avem nevoie de copaci, avem nevoie să privim, să vedem lucruri frumoase, să facem și mișcare, evident. După care, planul astral, emoții. Ce fel de emoții însuflețim noi la că ele vin, noi avem toată gama de emoții, niciodată nu vom scăpa de ele. Scap de frica de, nu știu, păianjen, scap de frica de păianjen, dar frica în general va exista într-o mică măsură în noi. Voi alege să nu o sufletesc. Mergând mai departe către corpul mental și către corpul cauzal, noi suntem cei care alegem să dezvoltăm aceste corpuri, nedând voie sau dând voie anumitor gânduri să pătrundă în câmpul mental. Să mă gândesc eu cu invidie la ce are ăla, să mă gândesc cu ură la ce a făcut celălalt, să mă gândesc cu tot felul de gânduri negative la lumea din jur. Corpul meu mental este din ce în ce mai slab. Și apoi prin faptele noastre. Păi, dacă eu, cum spunea Clarisa mai devreme, nu-mi pasă, nu mă interesează,
Începând de la omul de rând până la un demnitar de stat, dacă omul a semnat o hârtie și în baza hârtiei respective o țară întreagă are de suferit, a, nu-mi pasă că eu am făcut-o pentru țară. Dacă eu, prin acțiunile și vorbele mele, un om, un suflet are de suferit, a, nu mă interesează, mare brânză unul, păi da, dar mai devreme sau mai târziu eu voi trăi ce a trăit omul acela. Dacă Exact. eu, prin acțiunile mele, îmi încarc ceea ce oamenii numesc karmă sau pe românește păcătuiesc, și sunt plin de păcate, e, greșeli, erori, e, în momentul acela vedem cu toate această conexiune între aceste corpuri, este foarte importantă și observăm cum acționează arhonții. Observăm care este bătălia pentru suflete. Ei nu vin să ne pună pe noi, să ne împingă de la spate. Să fim răi, să fim buni, să Exact. iubim sau să nu iubim. Nu. Omul alege până la urmă și fiecare subsistem care interacționează cu alt sistem îl influențează și împreună influențează întreg sistemul. Deci noi ca suflete, cum ne definim, practic avem toate aceste subsisteme, toate aceste corpuri ale noastre care împreună influențează sufletul. Deci noi de toate avem nevoie să vedem în bună ordine. Pentru că totul, vedeți și oamenii care spun, se dezbate atâta despre liberul arbitru, nu? Eu mi-am ales părinții, locul unde să vin, timpurile, una alta, sau alegem doar din ceea ce am fost învățați, din propriile convingeri, din paleta noastră de. Păi evident, evident că de acolo alegem, pentru că asta suntem noi. În momentul de față, atât am fost în stare să fim și să dezvoltăm. Și evident că de aici alegem. Ca un, nu știu, om care alege să practice o profesie și a dezvoltat anumite abilități, știe foarte bine, asta face, nu poate să aleagă, da, un pictor nu poate să aleagă să piloteze un avion dacă nu are, abilitățile necesare. Fiecare alege exact de acolo unde e. Și la nivel de suflet, tot ceea ce noi vedem, suntem, dezvoltăm, este rezultatul a ceea ce am făcut Am ales, am luat de-a decizii. lungul timpului, de-a lungul timpului și acestei vieți și vieților noastre trecute. Cine stă să-și facă această analiză foarte frumoasă și extrem de complexă a ceea ce reprezentăm fiecare? Omul s-a obișnuit să dea importanță a ceea ce vede, ce poate atinge, ceea ce simte. Știm, sau cel puțin teoretic, toată lumea știe că nu venim de niciunde și la fel nu plecăm niciunde. Că există o karmă, o dharmă, că nu reprezentăm doar acest corp din această viață și cu toate astea noi ne comportăm ca și când asta ar fi unica noastră, cum să spun, nici nu pot să-i spun viață, ci unica formă de manifestare. Și că, așa cum ai zis mai devreme, după noi potopul. Pentru că acești arhonți, din păcate, au un avans. Au un foarte mare avans. Sunt sigur că cei care se uită la noi, unii dintre ei vor spune, ok, teoria ca teoria, dar în practică e foarte greu. Evident că e greu. Profită doar de slăbiciunile noastre. Ei, fără slăbiciunile noastre, nu ar exista. Nu ar avea cum să acționeze. Și atunci e foarte important, de asta noi am ținut cont să facem emisiuni în care să vorbim despre originile noastre și din punct de vedere sufletesc și din punct de vedere al neamului. Da? Noi trebuie foarte bine să ne dăm seama, să întărim și verticala și orizontala, adică tot ce ține de principiul creator suprem de unde am venit și de neamul nostru, că doar de acolo ne luăm puterea și vitalitatea de a merge înainte și de a ne dezvolta, de a ne desăvârși. Aici îmi pun Fiecare fix practică. cap în cap cu toate teoriile de astăzi. Nu că acum spun oamenii, domne, trăiește clipa, trăiește acum și aici. Oamenii nu înțeleg ce înseamnă să trăiești clipa. Oamenii sunt într-o gravă confuzie. A trăi clipa nu înseamnă a nu te interesa.
A trăi clipa înseamnă a fi conștient și prezent în Starea fiecare de clipă a prezență vieții de care tale. zicem noi, Asta să fii înseamnă conștient de clipa. iubirea și de, nu știu, De de cine ești? De... sentimentul acela, de cine ești tu, că acum sunt aici și asta se întâmplă în jurul meu. Nu există practică de cultivare în această lume care să nu includă o introspecție asupra vieții, o aruncare a privirii asupra vieții noastre până cât de mult ne aducem noi aminte. Și această introspecție să fie făcută, cum să zic, nu prin prisma, aoleu, am făcut aia, mă simt vinovat și sunt vinovat, ci cu iertare, cu compasiune și cu a privi lucrurile mai bine. Și în Cu momentul înțelegere, cu în care înțelepciune. înțelegi exact, în momentul acela tu vei ști și vei zice, ok, am făcut asta, nu e nicio problemă, îmi cer iertare, deja eu sunt aici, Dumnezeu m-a iertat. Dar aleg de acum încolo niciodată să nu mai fac asta. Pentru că dacă deja știi și ți-ai dat seama de greșeala ta și ți-ai cerut iertare, dar din nou o repeți, aia deja e diavolism. Despre asta e vorba. Ok, am înțeles, am fost în neștiință. Sau poate chiar am făcut ceva cu intenție rău, pentru că atâta am știut la vremea respectivă, dar asta înseamnă căința, de fapt. Îmi pare rău din adâncul sufletului meu, îmi cer iertare față de mine, față de omul față de care am greșit, față de divinitate și știu că din momentul acesta voi face diferit. Vezi că noi ne comportăm paradoxal, așa. Am vrea să extragem din toate ceea ce ne folosește nouă, aici și acum. Ceea ce ne convine. Ceea ce ne convine, da? Pentru că mulți dintre noi spun, domne, nu cred în toate poveștile astea și așa mai departe, dar cu prima ocazie, dacă au posibilitatea, merg să li se ghicească. Să își afle viitorul, să păi ce viitor vrei să afli dacă tu nu crezi în astea? Știți care e faza? Haideți să ne uităm puțin la ce se întâmplă în viața unui om. Și să ne dăm seama că, fie că noi credem sau nu credem lucrurile astea, mai devreme sau mai târziu, noi le simțim. Că le ascultăm sau că nu le ascultăm este partea a doua, dar noi le simțim. Noi știm că există. În societatea aceasta modernă s-a ajuns la a îți dori plăceri de scurtă durată, da? Tocmai pentru că de-a lungul secolelor, deceniilor, oamenii au preferat plăcerile de scurtă durată în locul, să le zic, celor de lungă durată. Ce înseamnă de lungă durată? În momentul în care tu știi că aceasta este o clipă, care clipă? Ăștia 80-90 de ani când stăm noi aici, este doar o clipă din imensitatea, sau cum spune Clarența, absența timpului, da? Sau din imensitatea vieților pe care le vei petrece în această lume, că vrei sau nu vrei, dar vei vrea. Acum credeți că ați fost pedepsiți și aruncați aici, dar, mă rog, fiecare dintre voi a venit pentru dezvoltarea lui. E adevărat, unii puțin împiși de la spate, da? Alții de bunăvoie. Uite, Pentru că în apropo fiecare viață, de ce da, ai zis. scuză-mă, am ales acum ce facem. Niște plăceri de durată pe telefoane, pe laptop, pe televizor, pe tot așa mai departe. Te rog. Mi-am adus aminte în momentul în care spuneai, acum credeți că ați fost pedepsiți să veniți aici. Când eram mică, eram foarte necăjită, așa că cei din jur nu vedeau lumea cum o văd eu. Și aveam o singură replică. Le spuneam așa, lasă, cândva veți cunoaște adevărul, cândva veți vedea adevărul. Așa va ajunge toată lumea, Da. chiar dacă acum avem anumite percepții greșite, anumite convingeri limitative. Mi-au forțat, n-am avut încotro, n-avem ce face, nu noi decidem. Ei, în momentul în care fiecare sufletel va ajunge, că toți trecem prin aceste etape, va ajunge în acel plan, unde va vedea totul și va trăi totul desfășurat de la cap la coadă, evident va cunoaște adevărul. Nu putem să fugim de acest adevăr, pentru că îl vom trăi și ne va fi pus în față, vom fi una cu. Asta e cea mai apropiată expresie. Vom fi una cu tot ce am trăit, tot ce am produs în alții, tot ce am creat.
Da, este extrem de interesant. Mă gândeam acum care este rolul și cum se formează caracterul. Pentru că Foarte bună întrebare. el este definitoriu în vis-a-vis de planul pe care noi îl ocupăm. Exact. În tot acest exemplu pe care vi l-am arătat noi, caracterul este ceea ce poate da, dacă se poate spune așa, formă sufletului. Trecând prin toate lucrurile astea, noi suntem, cel puțin în această viață, conectați și interconectați cu familia în care am venit, școala pe care am urmat-o, orașul în care am trăit, soțul, soția cu care ne-am căsătorit și tot așa mai departe. În primii ani de viață ni se formează o idee despre. Dar de ce oare unii oameni se nasc într-o familie săracă? Evident, poate până la urmă ajung, să zicem, bogați. Alți oameni se nasc într-o familie bogată. Evident, poate până la urmă ajung, ce se întâmplă? Falimentari. Sunt câteva exemple din lumea asta în care părinții sau bunicii au fost extraordinar de bogați, vedete, le-au lăsat copiilor totul, copiii n-au știut ce să facă cu acea avere și poate chiar s-au sinucis sau au murit la o vârstă tânără și viceversa. Noi venim în funcție de caracter în locul în care ne potrivim. Da? Dacă caracterul meu are această formă, niciodată nu o să vin într-o formă ovală. Dacă caracterul meu are altă formă, acolo mă voi. Însă noi putem să-l schimbăm în această viață. Tocmai evenimentele, situațiile, provocările care ne sunt puse în față sunt pentru a rotunji, pentru că noi avem multe muchii. Închipuiți-vă o formă cu foarte multe muchii ascuțite. E un caracter nu foarte frumos, să zicem, da? Cu cât acceptăm acel spin se duce, altul se duce și atunci avem un caracter, se spune, frumos. Adică suntem maleabili, suntem iubibili, dacă se poate spune așa. Suntem plăcuți de către ceilalți și noi, pentru că noi la rândul îi plăcem pe ceilalți, îi ajutăm, le sărim în ajutor. Dacă suntem plini de spini, n-avem cum să le sărim în ajutor, pentru că ați văzut un oamenii cu caracter nu foarte frumos, intră într-o cameră și ceilalți parcă se raportează la el exact cum e în el. Și omul acela va găsi tot felul de alți oameni, evenimente, situații în care va spune, da, domnule, oamenii sunt răi și ăia vor zice, ăla chiar e rău. Pentru că el în caracterul lui de țepi va nimeri alți oameni tot cu același tip de caracter sau alții fără să vrea se vor raporta la el exact cum se așteaptă el, cum e el în interior. Uitați, acum e foarte, foarte bine că oamenii în ultimul timp încep să lucreze cu ei înșiși. E adevărată, hai să Explozie spunem, așa de. explozie, da, de tot felul de practici, de lucruri cu noi înșine. Și este fantastic. De ce? Ce înseamnă acest lucru cu noi înșine? Indiferent de metoda prin care lucrăm cu noi, pentru că și aceste metode sunt atât de diverse în momentul de față, care e scopul practic al lucrului cu noi înșine? Care e scopul pentru care noi facem o practică sau alta? Tocmai ăsta este îmbunătățirea caracterului, lucru cu propriul caracter. Despre asta e vorba. Asta avem noi de șlefuit, de modelat, de desăvârșit. Cu cât caracterul nostru este mai aproape de, vedeți, în Biblie se spune plăcut lui Dumnezeu, mai aproape de această sintagmă, cu atât noi avem șansa să ne înălțăm mai mult sufletește. Sufletul nostru și direcția sufletului nostru e în strânsă legătură cu caracterul nostru. Acolo e munca cu noi, practic. Toate provocările, toate situațiile, tot ce vorbeam mai devreme, da? Că suntem dispuși să alegem doar ceea ce ne place, doar ceea ce ne împlinește pretențiile. Ei, în momentul în care vine situația în fața noastră, e foarte ușor să fim buni, să-i ajutăm pe ceilalți din stare de confort. Dar lucru cu noi și modelarea caracterului și schimbarea se face în momentul în care apare o situație neplăcută, apare un ceva, ți apasă pe butoane, suferi și atunci, dacă știi să te raportezi, atunci ai făcut diferența. Dacă tu în stare de suferință știi să te raportezi, dacă cineva te-a jignit
și tu știi să te raportezi la fel de aliniat ca atunci când îți e bine, atunci ai făcut o schimbare. Sau în momentul în care accepți lucrurile care vin în viața ta, sau în momentul în care faci lucruri care nu-ți plac. Pentru că, uite, oamenii se duc să îi ajute pe alți oameni, spre exemplu, zicând, gata, o să-mi îmbunătățesc caracterul, mă duc și mă fac, nu știu, uite, voluntar la o firmă de mai știu eu ce și mă duc acolo. E ok, nu e rău, e foarte bine. Dar în momentul în care vine o situație în viața ta și exact cum spunea Clarisa, tu te-ai raportat nu tocmai cum îi place lui Dumnezeu, în momentul acela toată munca ta la firma aia s-a dus pe apa sâmbetei, pentru că ăla este adevărat lucru. Să vină cineva la tine să zică, acum am nevoie de ajutor. Păi da, dar vezi că e 11 seara, ai și tu răbdare până dimineața. Acum am nevoie, bine, mulțumesc, las, bă, dacă era dimineața, venea, l-ajutam cu cea mai mare plăcere, dar seara la 11 să mă duc eu, Exact. afară ninge, e zăpadă, e frig, dimineața l-ajutam, dar Exact, nu. asta e un exemplu perfect. Deci, nu din stare de confort, să poți să faci ceva în afara stării de confort, da? Adică să poți să te bucuri că ajuți pe cineva și să simți bucuria de a ajuta, ca atunci când faci o surpriză cuiva drag, faci un cadou și te bucuri de bucuria lui, așa să fii în stare să te bucuri în momentul în care ajuți pe cineva, chiar dacă este, nu știu, pe o vreme nefavorabilă sau Și la la o oră o târziu. oră Și dacă s-am târzie. în două la un loc, și mai bine. Da, Știi? da. Deci trebuie să fie caracterul, cum să spun, omul este format dintr-un cumul de trăire, de energie, de iubire, de onestitate, de altruism. Deci ar cam trebui să le aibă pe toate. Eu sunt de acord că el se poate modela. Dar din experiența de viață vreau să spun că poți citi caractere de când este mic om. Da, și chiar Și se vede. da, citești caractere și îl vezi cum o să, dacă ai un pic de experiență, îți dai seama cam cum o să evolueze și cum o să fie ca matur. Îl Da. vezi. Și Că se vede el și. e așa cum. Caracterul se poate transforma în timp, însă, într-adevăr, îl poți citi ca temperament, ca personalitate și acolo cumva deduci ce fel de caracter poate avea. Însă este, din fericire, pentru noi toți, caracterul este foarte modelabil. Și despre asta e vorba aici, avem nevoie să lucrăm. Și într-adevăr, dumneavoastră aveți dreptate când spuneți puțini oameni sunt dispuși să lucreze cu caracterul său, ei preferând oamenii în general. Uite, societatea modernă a ajuns și nu aș vrea acum să intru în detalii, vai de mine, contrazic eu medicina sau nu. Societatea modernă a ajuns în starea în care a ajuns acum, în momentul în care a uitat de partea aceasta energetică a sa, în momentul în care nu i-a mai dat valoare, în momentul în care a uitat de virtuți de caracter. Păi să ne aducem aminte că vechii greci spuneau, acum 2000 de ani, dacă vrei să vindeci un om, întreabă-l dacă e dispus să renunțe la ce a făcut până acum, să fie alt om. Da. Despre asta era vorba. Băi, omule, tu nu ai ajuns aici decât, din păcate, din cauza caracterului tău. Îți schimbi caracterul? Te pot ajuta cu ceaiuri, cu plante, cu ce Dumnezeu mai făcea eu. Te pot ajuta, dacă tu nu-ți schimbi caracterul, nu doar că e posibil ca astea să nu te ajute pe tine pe când pe ăla l-a ajutat, dar poate te vor ajuta acum, însă peste ceva timp vei păți ceva și mai rău și atunci nu te pot ajuta pentru că tu nu vrei să te ajuți. Și Da, asta nu și înțeleg oamenii. dacii noștri Evident. făceau exact la fel. Noi când ne facem nouă o analiză așa, avem o unitate de măsură. Când analizăm pe altul, avem o cu totul altă unitate de măsură. Da. Din păcate, avem tendința asta de. Ideal ar fi să analizăm, cum a spus dumneavoastră, sunteți o drăguță, dar noi judecăm pe altul. Și îl judecăm prin prisma Am auzit. ceea ce credem noi că e bine. Iarăși, nu știm dacă noi e bine sau nu e bine ce credem noi. Valorile noastre morale, valori, virtuțile pe care le credem noi, că le credem, da? Și în momentul acela analizăm și apoi, evident, cădem și în judecată. Ăla n-ar trebui să facă aia, ăla n-ar trebui să facă aia, fără să uităm că. Sau uitând că, din păcate, că Dumnezeu e singurul care judecă. Și o să vedem când trecem prin toate acele planuri,
Nu o să ne mai pese, că uite, ăla a stat mai mult și eu mai puțin sau mai Da, știu eu ce. uite, avem exemplu și din viața de zi cu zi. Ia să se gândească fiecare dintre cei care ne urmăresc, când a fost vreodată foarte grav răcit, să aibă ceva, să stea în pat 2 zile, să nu poată să miște, da? Să se simtă foarte rău. Ei, în acel moment în care omul se simțea rău, și tot ceea ce își dorea era doar să își revină, să poată să umble iar, dacă se mai gândea vreunul la orice dispută ar fi avut cu vecinul, cu colegul de muncă, cu nu mai știu cine de la... Da? Nu se mai gândea. Normal. De Se asta și ne e spune că dat. atunci când ești bolnav, n-ai decât o dorință și nicio, Exact, decât o problemă. exact. Aceeași. Foarte important, ia gândiți-vă la asta. Pentru că uneori, de asta ajungem într-o situație limită, tocmai pentru a ne opri din ceea ce făceam greșit. Sufletul nostru se îndreaptă, nu corpul, sufletul se îndreaptă practic către o, hai să-i spunem, linie roșie. Dumnezeu nu vrea distrugerea noastră. Dumnezeu e iubire și atunci Dumnezeu a creat un mecanism. Nu stă să se uite la fiecare dintre noi. A creat un mecanism foarte frumos prin care ca noi să nu ajungem la acea linie roșie, pentru că am murit și am plecat cu păcate după noi, mai multe decât putem duce, ne îmbolnăvește. Un mecanism foarte bun. Tocmai de asta noi ar trebui să mulțumim. Uite că mai e destul din iarnă, orice răceală, mică gripă, mai știu eu, gutura aici avem, sau poate chiar mai grav, noi ar trebui să mulțumim, pentru că toate aceste boli, mai mici sau mai mari, ne fac să înțelegem că noi am greșit undeva. Ne-am împiedecat, noi am luat-o pe un drum, în stânga sau în dreapta, gândurile noastre, emoțiile noastre, ceea ce am însuflețit. Și în momentul în care începem să ne cerem iertare, chiar dacă nu știm unde am greșit, că Dumnezeu e înțelept, dar vede că noi ne căim, că nouă ne pare rău, în momentul acela se îndreaptă lucrurile. Pentru că altfel, dacă am conștientizat noi câte lucruri ni se acceptă fără să ne judece nimeni, o să realizăm majoritatea, toți, că toți murim, nu? O să realizăm în planurile celelalte când ne analizăm viața, când vedem nu doar ce am făcut noi în viața noastră, ci cât am produs în ceilalți, ce cantitate de energie am putut să punem ca o bombă cu ceas care a explodat în sufletul oamenilor din jurul nostru și câtă emoție de iubire sau de dezamăgire sau de furie sau de frică. Spre exemplu, am sădit, mai ales în acești ultimi ani în care s-a sădit frică și tare mi-e că foarte mulți nu conștientizează că au zis, domnule, eu făceam doar treaba. Nu e o scuză. Ai sădit frică în sânul oamenilor? Nu e o scuză. Când vom trăi cu adevărat trăirea, în momentul acela. Da, câți dintre voi n-ați auzit? Ce mă interesează pe mine, ce o să fie după? Nicio problemă, că o să-l intereseze atunci sau o să îi intereseze atunci. Din păcate, ignoranța este una dintre cele mai mari, cred că pot să le spun păcate sau greșele ale oamenilor, pentru că tocmai pe ignoranță se bazează acești arhonți. Pe faptul că nu știi, nu mă interesează, stai liniștit să nu te intereseze, nu există nimic după, nu există aia, tu trăiești clipa, cum spunea dumneavoastră mai devreme, tu mergi și distrează-te, tu mergi și droghează-te, tu mergi cu, nu știu, 7 femei, aia e vrăjeală, alții sunt fraier, bă, că stau să se căsătorească o viață întreagă, tu du-te, bă, cu 70, 1000, să fii cel mai tare, să una, să alta. Am discutat cu oameni care au o anumită vârstă, 70, 80 de ani, cu oameni care au dus o viață pioasă, la fel și cu oameni care au dus o viață foarte tumultoasă. Să știți că aceia au zis că nu prea își mai aduc aminte și că regretă foarte mult acea viață pe care au dus-o, pentru că la bătrânețe nu prea au pe nimeni pe lângă ei. La fel cum ei s-au folosit de alții, de alte femei, de alți bărbați, de lumea din jur, acum nimeni nu este acolo să-l susțină, să aibă grijă de el. Societatea aceasta, haideți să ne uităm puțin în Occident, a început să se distrugă în momentul în care copiii și-au luat părinții și i-au dus într-un azil.
În momentul acela tu te-ai dezis de neamul tău, nu ți-a mai păsat. Evident, au fost acolo anumite cauzalități de fapt în spate și părintele respectiv nu întâmplător a ajuns acolo. În România încă oamenii au grijă și asta ar trebui să avem grijă de neam, de părinți, de toți cei din jurul nostru. În România oamenii încă sunt credincioși. Nu știu, că am auzit că la ultimul recensământ s-au declarat mai puțin creștini. Nu, nici nu contează că ești, că te intitulezi, că te Am autointitulezi. înțeles și întrebările, pentru că la ultimul recensământ, nu știu ce recensământ a fost ăla, dar n-a fost foarte clar. Și atunci mulți, Evident, e ușor să... apropo de asta și de educația pe care noi o facem nouă, pe care o dăm copiilor noștri, uite, ați spus foarte frumos ce contează în viața asta. Cum ar trebui să ne comportăm, ce ar trebui să schimbăm la noi. Și cu toate astea, dacă mergi mâine la o petrecere, o să asculți un cântec, de exemplu, care este prezent la toate petrecerile, cu ce m-am ales în viață. În O să România, spun de așa, ce fapt, am sunt băut, ce foarte am multe mâncat și convingeri mă ținem strâns limitative. în brațe. Da. Asta se limitează. Da, uite, aceste convingeri limitative sunt și personale, și pe neam cumva, dar și pe cultură. Anumite culturi au anumite convingeri generale. Și atunci avem nevoie cumva să ieșim din tiparul ăsta, să nu mai repetăm. Se spune în Biblie că urmașii vor ispăși greșelile părinților până la a șaptea, a noua generație. Asta nu înseamnă că e un blestem acolo, lumea iar înțelege greșit. Înseamnă exact acest tipar repetitiv pe care nimeni nu știe să-l oprească. Nu vrea, Adică, poate. dacă, sau nu vrea. Dacă la un moment dat părintele a avut niște percepții total greșite, da, mama, să zicem, femeia, despre bărbați, și a transmis fiicei, fiica la rândul ei face același lucru, nepoata face același lucru. Evident că la un anumit nivel ele primesc înapoi aceleași lucruri. Și atunci omul se gândește, mă, uite, nici mama n-a avut noroc, nici fiica n-a avut noroc, nici nepoata n-a avut noroc, ce-o fi aici pe neamul ăsta? E Păi, exact. blestemat, așa zice. Repeți aceleași lucruri și nu-ți dai seama. Asta înseamnă. Deci hai să nu mai luăm, să ne deschidem un pic mintea, să înțelegem toate aceste lucruri. Dacă eu văd că se tot repetă, mama a repetat că, nu știu, bărbații sunt niște cum sunt, bunica la fel, pe mine îmi vine să fac același lucru, hai să mă opresc un pic, hai să mă opresc și să văd, măi, cum a ajuns? Bunica, cum a ajuns? Mama n-a ajuns bine făcând lucrul ăsta. Poate ar trebui să fac diferit ca să nu ajung ca în situația lor, da? Și e foarte important acest lucru în momentul în care unul din neam, oricare ar fi el, lucrează acolo, face curățenie pe întreg neamul. Este un beneficiu extraordinar. E ca și cum există o curte comună cu mai multe căsuțe. Da? Într-o casă stau eu cu soțul meu, în altă casă stau părinții, în altă casă stau bunicii, poate, sau frații, sau cine mai e. Ei, dacă eu ies în curte și fac curat în acea curte, o să fie curat pentru toți oamenii care folosesc acea curte. Da, oamenii, din păcate, și asta e valabil și pe o scară de bloc, e valabil și într-o curte comună la case, că în Brașov sunt destule. Dar oamenii ce zic? Păi ce, domnule, eu să fac? Păi tu faci pentru tine, tu nu faci pentru altul. Vedeți, întotdeauna se pune percepția greșită. De ce să fac eu curat pentru De, ăla? uite, dacă de, pe principiu de ce să fac eu curat să beneficieze și ceilalți de Exact. curățenia mea, mai bine stau și eu în mizerie. Mai bine stau și eu în mizerie, da. Și apoi când vedem pe cineva care face curățenie, știți că se mai întâmplă un lucru ciudat. Aoleu, omul ăsta are ceva de câștigat. De ce face el curățenie? Ce s-o fi întâmplat cu el? Ce așteaptă ăsta? De pomeni că așteaptă bani de la noi că ne-a făcut curățenie prin curte. Ia să vedem, uite, face și a doua oară. Nu așteaptă bani, e ceva ciudat la omul ăsta. Pentru că oamenii, în momentul în care văd pe cineva care face lucrurile diferit față de ei,
având anumite percepții și anumite credințe în interior, reacționează în funcție de acele limitări. Nu se poate, domnule, cum adică să faci așa doar de dragul de a face bine? Hai, domnule, că nu face nimeni așa ceva, nu există. Fără să-și dea seama că omul vrea, bă, eu vreau în fiecare dimineață să mă duc, îmi închipui că n-am locatari. Îmi închipui că e curtea doar a mea. Eu vreau în fiecare dimineață să mă duc prin curățenie, să fac pârtie, să fac curățenie. Nu-mi pasă că sunt alții. Evident, fie că sunt doar eu sau fie că sunt și alții, mizerie se mai va mai face din timp în timp, dar mă voi duce și voi face. Ei, asta nu înțeleg oamenii, că unii au o gândire diferită și ei se gândesc, are el sau ea ceva de câștigat. Nu se poate așa, nu există. Cam asta ar trebui să gândim noi, nu în direcția asta. Să ne gândim că noi facem cura pentru noi. Noi suntem ca toți oamenii și am mai spus Plusa asta și o să o puterea spun. exemplului e cea mai bună. Da. Noi toți oamenii suntem ca niște peștișori în această planetă, într-un ocean. În rândul peștilor sunt pești prădători, sunt prade, dar sunt și pești și cei care au acvaria ca să știu, care se numesc sanitari. Haideți să fim noi sanitari. De ce? Ca să îmi fac eu ordine în jurul meu, în viața mea, în lumea mea, pe unde mă duc eu, la locul de muncă, în relațiile pe care le am cu familia, cu vecinii, cu oricine, să fiu un sanitar, să curăț lucrurile. Da? De ce? Pentru că eu voi trăi în curățenie. Cu cât vom fi mai mulți pești sanitari în această lume, cu atât lumea asta se va fi într-o, cum să zic, într-o stare mai curată. Ăsta este răspunsul la întrebarea de ce să-i ajut pe alții să se dezvolte, de ce să cutare, deci pe de aia, pentru că sunt sigur sau suntem convinși că cu cât mai mulți încep să se transforme din prădători în pești sanitari, lumea va deveni un loc mai bun și așa schimbăm noi toți la nivel mondial, național, țara, lumea. Nu prin revoluții, nu prin nu mai știu ce acte care să aibă în spate emoții consumatoare de Arhonți. energie sau arhonți, da. Da. Este aici ajungem la autoeducare, la iar mă întorc ca să un peste de tine trebuie să fiu astfel construit și să mă autoeduc și să fi primit și din partea alor mei o educație, să iau și exemplu pe care l-am avut în viața mea. Foarte puțini sunt cei care, dacă au trăit într-o familie dezbinată, ei și-au dorit ca familia lor să fie întreagă. Din păcate, nu prea învățăm din eșecul pe care îl trăiesc alții, să încercăm noi să fim altfel, să ne remodelăm. Vezi, când. La un moment dat, fiecare va învăța sau va cădea la nivel de suflet. Înțelegem mai repede asta, cu atât mai bine pentru noi. Nimeni nu este de vină că am venit într-o familie, că am primit o anumită educație, că am avut un mediu sau altul, da? Absolut nimeni nu este de vină. Cu cât ne trezim mai repede să înțelegem că dacă eram eu chiar așa într-o elevare extraordinară și nu aveam nimic în comun cu familia dezbinată în care am venit, nu eram aici, da? Dacă eu eram în marea elevare despre care spuneam, probabil m-aș fi născut într-o familie la fel de elevată, la fel de nemaipomenită ca mine. Deci, înseamnă că ceva m-a dus pe mine pe drumul ăsta. Dintr-o dată m-a teleportat cineva acolo. Nu există așa ceva. Asta este doar. Avem de învățat, poate că e o lecție pe care eu trebuie Exact. să trec sau. Exact. Toate argumentele de genul ăsta, nu eu am ales, alții m-au forțat, m-au împins, m-au chinuit, m-au păcălit, m-au prins cu plasa de suflete. Sunt argumente pentru neputință și pentru lipsă de dorință de a mă schimba. Punct. Ca și ce trăim astăzi, când spunem, domnule, noi suntem mici, nu putem face nimic. O foarte mare convingere limitativă pe care oamenii nu o înțeleg. Evident, nu putem sau nu pot să explici unui om într-o oră, oră și jumătate mecanismele. Însă, dacă este dispus să caute, dacă este dispus să învețe într-o anumită perioadă de timp, în funcție de cât de, nu de capacitățile intelectuale, atenție, în funcție de disponibilitatea lui la schimbare,
informațiile vor veni către el. Tot ceea ce există în lumea asta e în jurul nostru. Noi, cum să zic, suntem ca într-o mare bibliotecă și nu știm ce vrem. Aoleu, de ce să mă apuc? Păi nu trebuie să citim toate cărțile din acea bibliotecă. Noi trebuie să citim poate 3, 4. Care? Alea care sunt cele mai potrivite pentru mine, pentru a mă ajuta pe mine să mă dezvolt și să găsesc cea mai potrivită cale pentru mine de a rezolva aceste, să le zicem, situații. Dar trebuie să-mi doresc, pentru că Dumnezeu, există o Asta lege este în cel acest mai univers care nu greoasă. e încălcată nici de arhonți, nici de Lucifer, nici de Dumnezeu. Deci Liberul este cel arbitru. mai greoasă acela de a avea această disponibilitate la schimbare. Da. Și aici înseamnă că am și înțeles că ceva nu e în regulă și că nu sunt exact pe drumul pe care ar trebui să fiu. Exact. Da. Da. O emisiune cu foarte multe învățăminte. Trebuie să o vedem odată și încă o dată și încă o dată și să ne gândim, să ne facem așa un bilanț a ceea ce am trăit până acum și ceea ce vrem să schimbăm, unde vrem să ajungem, cum vrem să ne transformăm. Se spune că, și asta am scris și noi în manual de lucru cu sinele, trecutul dictează viitorul. Evident, trecând prin prezent. În momentul în care o asemenea autoevaluare a vieții noastre, plecând din prezent către unde putem ajunge noi în trecut, și în momentul în care acceptăm, iertăm, înțelegem, ne raportăm cu cele mai frumoase emoții asupra situațiilor și asupra celor care au adus asupra noastră. Da, domnule, dar a venit ăla și a adus. Ok, la un moment dat vei înțelege de ce a venit ăla și a adus asupra ta acea situație de care tu zici că e foarte, foarte gravă sau ai avut de suferit. Dacă nu meritai, e un cuvânt mai dur, dar trebuie să-l înțelegem. Dacă nu meritai să suferi, nu sufereai. În momentul acela, practic, noi schimbăm trecutul. Și trecutul atunci va dicta altfel de viitor, pentru că prezentul nostru este împăcat cu trecutul și noi o vom lua pe altă cale. Nu contează unde, vom avea încredere că totul va fi bine. Indiferent dacă lumea se dărâmă în jur, această bătălie pentru suflete o vom vedea pentru restul vieții noastre, vom vedea lucruri la care nu vreau, eu nu induc panică, dar în general așa, în ultimii 3 ani am văzut lucruri pe care, dacă acum le spuneam acum 5 ani, oamenii ce au căzut nebuni. Corect. Da? Ce au căzut nebuni. În următorii ani tot la fel, vom vedea atât de multe schimbări în lume. Haideți să le privim cu detașare, haideți să le privim cu încredere că umanitatea ca specie are de învățat ceva, dar omenirea, cât din omenire va trece mai departe sau nu, e partea a doua. Umanitatea va Cât timp se va mai reuși. numi omenire? Cât timp se va mai numi, da, pentru că există destul de multe, noi nu ne dăm seama. Unii nu sunt oameni și unii la un moment dat se vor numi altcumva decât oameni pe față. Pe față. Conexiuni cu inteligența artificială, cu nu mai știu eu ce, cu... Nu intrăm în detalii, e păcat în această seară, mai ales că am vorbit despre alte lucruri și să o lăsăm deoparte pe această inteligență, deși are legătură cu arhonții și cu planul acela astral inferior foarte mare, dar, mă rog, asta probabil o să discut mai pe larg în seminar săptămâna viitoare. Da, cred că cea mai simplă metodă de a redeveni oameni este aceea de a ne duce mintea în inimă și de a gândi și de a acționa din inimă. Pentru că. Exact, se numește stare de coerență despre care am mai vorbit. Este, să spunem, cea mai optimă stare din care omul poate să ia decizii sau să caute soluții. Vă mulțumesc din inimă pentru emisiunea asta. Extraordinară, Mare extraordinară, doamnă, foarte mult, mulțumim foarte frumos. interesantă, profundă, cum să spun, o lecție pentru fiecare și cu multe teme de gândire. Da. Ne
cum să spun, revenim la cărți, da? Programul Da. vostru. Revenim și la cărții, am rămas la planurile mentale și înainte de cărți aș dori să spun că cei care doresc să participe la seminarul Bătălia pentru Suflete, evident, care va fi un seminar online, e nevoie de aplicația Zoom instalată. Mai multe detalii pot oferi pe mail. Va fi pe 10 februarie între ora 18-22, dar luați-vă mai mult timp la dispoziție. Posibil să ne ducem până în ora 23-24 cu explicațiile și cu discuțiile. Trimiteți un mail la întâlnirea sufletelor@gmail.com. Foarte simplu, doar cu titlul, doresc să mă înscriu la seminarul Bătălia pentru Suflete. Și acolo o să primiți toate detaliile. Cărțile, ce să zic, cred că toată lumea le știe, tot a venit vorba de Bătălia pentru Suflete. Știți că am anunțat tot la dumneavoastră în emisiune la un moment dat că cele trei cărți, Planeta Arhonților, Demonul Roșu și Bătălia pentru Suflete, nu vor mai fi tipărite. Și ceea ce există acum în stoc, când se va termina asta, astea sunt cărțile care sunt pe piață. Bătălia pentru Suflete, mie îmi place că este prima carte care a fost, al cărei stoc a fost epuizat la prietenii noștri pe cărțcusens.ro. Deci nu se mai găsește acolo. Evident, o puteți găsi în alte părți pe internet, dați o căutare, Cristian Teran, Bătălia pentru Suflete, dar celelalte două mai sunt. Nu știu câte, mai sunt ceva exemplare din Planeta Arhonților și Demonul Roșu. Toate trei fac parte din această serie a Arhonților. Evident, Noaptea Alba Șoaptelor Negre și cartea mea de inimă, ca să zic așa, În vacanță pe pământ, cu această convingere producătoare de energie, zice eu. Arcana fără nume, Inițiere în numerologie și mult iubitul manual de lucru cu sinele, toate se găsesc pe cărțcusens.ro. Am vrea să facem doar precizarea că cei care nu au, în urma emisiunii trecute în care am spus să se facă, că ideal ar fi ca în această lună să facem al doilea program, cei care n-au apucat încă să facă, să cumpere, să achiziționeze manualul de lucru cu sinele, e nicio problemă, oricând îl pot achiziționa, acum, săptămâna viitoare, oricând se pot apuca de lucru, avem în față încă 10 luni de zile în care noi nici n-am intrat bine, din martie intrăm în energia anului 2023, deci avem în față, vorba aia, o viață întreagă să lucrăm cu noi. Îi așteptăm pe cărțcusens.ro, mai primesc mesaje în care mi se spun despre comenzi, nu este site-ul nostru, colaborăm cu ei, sunt prietenii noștri care ne-au ajutat să distribuim cărțile, deci tot ce aveți în nevoie acolo e foarte simplu, pentru că se poate face și plata cu cardul, dar cel mai important, se poate face plata la primirea coletului. Există opțiunea pe site când faceți comanda, au și un număr de telefon în care puteți să le trimiteți mesaj. Știți cum e aia, doar să nu vrei să accesezi informații, în rest, nu că nu există scuză, dar internetul este plin de informații și aceste cărți au informații care ne pot ajuta să ne cunoaștem mai bine, să ne dezvoltăm. Rămâne la latitudinea fiecăruia, bineînțeles. Da, vă mulțumesc tare mult. A fost o seară absolut specială și vă Mulțumim. mulțumesc Mulțumim cu mare drag. pentru aceste subiecte pe care voi le-ați dezvoltat. Dumneavoastră, vă mulțumesc că ați fost alături de noi până la această oră. Până săptămâna viitoare, vă doresc să aveți fericire în suflet și putere în trup să treceți cu bine peste săptămâna ce vine. O seară minunată. La revedere! La revedere! La revedere! Foarte important, am uitat să spun, acest imunocub, credeți-mă, scoate metalele grele, pentru că e imposibil, toți avem metale grele, că se pune o grămadă de chimicale pe legume și alea intră în organism. E verificat pe mine, credeți-mă, când îmi fac analizele, că se face și pentru așa ceva eu nu am. Nu am, dar am avut în timp
Am avut, pentru că e imposibil să nu ai. Toate sunt cu pesticide, toate acum nici nu se mai fac decât cu tot soiul de îngrășăminte. Ar trebui să cumpere toate în